Bine ai venit, călătorule, pe aceste meleaguri arădene. Este o simplă, dar sinceră urare de bun venit pe care orice arădean o spune din toată inima celor care îi trec pragul. Județul Arad este poarta vestică a României, iar prin poziția geografică și prin întreaga sa istorie reprezintă legătura principală a țării cu Europa. Județul Arad dezvăluie vizitatorilor un peisaj cu variate forme de relief, numeroase cursuri de apă, câmpii bogate și păduri întinse ce adăpostesc o biodiversitate de invidiat în arii protejate. Parcul natural Lunca Mureșului, rezervația naturală mixtă Moneasa, parcuri dendrologice și păduri seculare. Frumusețea peisajului bine conservat, bogăția florei și faunei sunt importante resurse turistice. Cadrul natural oferă condiții deosebite pentru ecoturism și amatorii de vacanțe active cu drumeții, ciclism montan sau expediții cu ambarcațiuni ușoare. În județul Arad, amatorii de sporturi extreme au curenții perfecți pentru lansări cu parapanta, iar pasionații de pescuit, aventuri cinegetice sau de fotografie wildlife au ocazia să trăiască la rândul lor experiențe memorabile. Resurse naturale prețioase sunt și izvoarele de ape minerale și mezotermale. Valențele lor curative sunt valorificate de câțiva ani la Arad, Șofronea, Curtici și Dorobanți. La rândul său, orașul Lipova este celebru de aproape 200 de ani pentru izvoarele sale de apă minerală natural carbogazoasă. Stațiunea Moneasa, situată la poalele munților Codru-Moma, are o istorie recunoscută de mai mult de 100 de ani, ilustrată prin frumoasa arhitectură balneară a vilelor și pavilioanelor Belle Époque. Stațiunea s-a dezvoltat prin construirea de noi capacități de cazare și prin oferta de servicii balneocurative și de agrement moderne. Din Moneasa pornesc și trasee turistice montane care oferă pasionaților de drumeție și speologie frumoase peisaje și peșteri. Cadrul natural generos al județului Arad beneficiază de un climat temperat continental moderat, cu influențe oceanice și mediteraneene ce pătrund din vestul și sudul continentului. Temperatura medie anuală a aerului depășește ușor 10 grade Celsius la câmpie și scade ușor odată cu creșterea altitudinii. În lunile de vară, temperatura medie ajunge până la 26-27 de grade Celsius, pentru ca în ianuarie-februarie se coboară către minus 2 grade Celsius în spațiul câmpiei. În zonele montane, temperaturile medii pe anotimpuri sunt mai mici, dar nu sunt frecvente valorile extreme care să afecteze activitatea turistică. Frumusețea naturii reprezintă doar o fațetă a ofertei turistice a județului Arad. Vizitatorii vor descoperi multe alte atracții, monumente istorice, obiective culturale, comunități cu tradiții și obiceiuri unice. Istoria a imprimat regiunii Aradului un specific sociodemografic multietnic și multicultural. Minoritățile etnice reprezintă aproximativ 13% din totalul populației județului. Maghiari, slovaci, germani, sârbi, romi, ucrainieni, evrei, cehi, iar tabloul religios este la fel de bogat. Armonia în diversitate este caracteristica principală a conviețuirii acestor comunități care se bucură de o moștenire culturală și spirituală aparte. Municipiul Arad este principalul oraș al județului. Într-un decor arhitectural plin de farmec, orașul îmbină dinamismul economic și ritmurile urbane moderne cu tradițiile istorice și culturale. Vizitatorii sunt cuceriți imediat de frumusețea arhitecturii, de atmosfera prietenoasă și de armonia care domnește în acest loc. Gustul pentru frumos și aspirațiile europene ale arădenilor s-au materializat de-a lungul timpului în construcția de impozante edificii publice și particulare, în instituții culturale și de învățământ de referință. Municipiul Arad se mândrește cu un bogat patrimoniu construit, o colecție a stilurilor arhitectonice specifice secolelor 18-19 și începutului de secol 20. Întreaga zonă centrală a orașului este un ansamblu monument eclectic, cuprinzând numeroase palate și biserici, monumente de for public și clădiri de locuințe reprezentative pentru stilurile baroc, neorenascentist, neogotic sau secesion. Câteva edificii se disting în ansamblul urban. Emblematic este Palatul Administrativ, impunătorul sediu al primăriei Aradului, cu turnul său înalt de 54 de metri. Sediul municipalității este flancat de palatul construit de prima societate de cale ferată Arad Cenad și de Palatul Trezoreriei, care etalează cu grație elementele stilului rococo vienez. Ansambluri reprezentative pentru patrimoniul arhitectural arădean sunt și Piața Avramiancu și Parcul Reconcilierii Româno-Ungare. Palatul cultural găzduiește de un secol Filarmonica Arădeană și Complexul Muzeal Județean. Filarmonica de stat din Arad este o marcă a valoroasei tradiții muzicale a orașului. În anul 1833 a fost
înființat Arad Music Conservatorium, printre primele instituții academice pe harta muzicală a Europei, după marile capitale Paris, Praga, Bruxelles, Viena și Londra. Istoria culturală a orașului consemnează evenimente muzicale prestigioase, în cadrul cărora au evoluat pentru melomanii arădeni mari personalități, printre care Franz Liszt, Johann Strauss, Anton Rubinstein sau Johannes Brahms, George Enescu și Bela Bartok. Un reper important pe harta culturală a Aradului este teatrul. Viața teatrală arădeană va aniversa în curând 200 de ani de existență, Aradul fiind primul oraș de pe teritoriul României care a avut o clădire din piatră construită special pentru a găzdui spectacole în anul 1817. În apropierea vechiului teatru, care așteaptă acum lucrări de restaurare, s-a construit în 1874 clădirea teatrului clasic Ioan Slavici. Imaginea actuală a edificiului este rezultatul a două etape de reconstrucție realizate după incendii dezastruoase. Arădenii își cultivă pasiunea pentru teatru începând din copilărie. Teatrul de marionete din Arad este printre puținele scene de gen unde se mai folosește în mod curent tehnica mânuirii marionetei. O vizită la Biblioteca Județeană oferă prilejul de a cunoaște valoroasa colecție de carte veche aflată în patrimoniul local. Din fondul de peste 20.000 de volume de patrimoniu al Bibliotecii Arădene fac parte incunabule religioase și laice extrem de valoroase, volume rare și alte valori bibliofile realizate începând din zorii tiparului. Unul din cele mai importante monumente istorice din municipiul Arad este Preparandia Română. În imobilul situat în centrul istoric vechi al Aradului a luat ființă în 1812 prima școală pedagogică românească, una din primele instituții de acest fel din Europa. Clădirea a fost restaurată de municipalitate și introdusă în circuitul turistic cu ocazia bicentenarului Preparandiei. Pionier al marii revoluții industriale din secolul XIX cu fabrici de autovehicule, locomotive și vagoane, orașul păstrează în patrimoniul construit câteva clădiri monument, ca părți importante ale acestei istorii tehnice. Clădirea fabricii de automobile Marta cu turnul ei de marcă, trenul electric Săgeata Verde, vechile antrepozite de pe strada Unirii, turnul de apă cu aspect de donjon medieval sau monumentala clădire a gării. Vizitatorii dispuși la un survol aerian pot admira orașul de la înălțime pentru a se bucura de panorama unică a cetății Aradului. Impresionanta fortificație în stil voban a fost construită între anii 1762-1783, iar după aproape două secole și jumătate, cetatea Aradului este încă unitate militară, nefiind deocamdată accesibilă publicului. Municipalitatea și Ministerul Apărării au în lucru un acord pentru introducerea cetății în circuitul civil și turistic. Pentru a oferi vizitatorilor județului Arad experiențe cât mai interesante, sunt propuse trei circuite tematice care promovează potențialul de turism cultural-istoric odată cu peisajele arădene. Astfel, turiștii sunt invitați să călătorească pe drumul vinului, pe urmele istoriei arădene sau în pelerinajul ecumenic Descoperă Pacea Sufletească. Din bogata moștenire a regiunii Aradului face parte o valoroasă cultură a vinului. Licorile din struguri arădene au ajuns printre vinurile favorite ale capetelor încoronate și sunt apreciate astăzi în mod deosebit de toți cunoscătorii. Situată la mică distanță de municipiul Arad, regiunea viticolă cunoscută drept Podgoria Aradului este concentrată pe dealurile de la marginea vestică a munților Zărandului, întinzându-se pe circa 60 de kilometri în arealul localităților Șiria Pâncota și Miniș Păuliș Ratna. Circuitul turistic Drumul Vinului prin Podgoria Aradului este o experiență încântătoare pentru orice turist, deoarece vizitarea cramelor răcoroase și degustările de vinuri reprezintă doar o parte din atracțiile programului. Circuitul îmbină în mod fericit plăcerea drumeției cu farmecul tradițiilor locale, fiind totodată un prilej de a vizita obiectivele cultural-istorice din zonă, precum castele, muzee sau biserici. Viile de la Miniș sunt atestate documentar încă din secolul al XI-lea, având cea mai veche mențiune istorică dintre toate podgoriile românești. Începând cu anul 1744, în zona Miniș, Covăsâns, se produce vinul roșu dulce din soiul Cadarcă. Vinul de Miniș a fost prima oară exportat în Europa de contele Anton Grasalkowicz, care în 1749 și-a construit un castel în zonă. Cea mai importantă recunoaștere datează din 1862, când vinul Cadarcă de Miniș a fost încoronat ca rege al vinurilor la expoziția internațională de la Londra. În anul 1881 este fondată la Miniș prima școală de viticultură din această parte a Transilvaniei, iar în 1956 ia ființă o stațiune experimentală viticolă, cu specialiști și rezultate deosebite. Vinurile cu denumire de origine controlată produse aici sunt roșii din soiurile Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Burgund și albe din soiurile Riesling Italian, Furmint sau Muscat Otonel. Valoroasa moștenire istorică a Podgoriei Aradului este păstrată de Muzeul Viei și Vinului de la Miniș, amenajat în anul
1988 în castelul Grosalkovici, cu piese arheologice, unelte, instalații, documente și fotografii privind istoricul viticulturii și vinificației referitoare la unul dintre cele mai vechi areale viticole de pe teritoriul României, Podgoria Miniș Măderat. Colecția stațiunii de cercetări viticole Miniș deține o adevărată comoară, peste 50.000 de sticle cu vin nobil de diferite vârste și din diferite soiuri. Cele mai prețioase sunt câteva sticle purtând stema regală, care păstrează Riesling italian din recolta anului 1926. În nicio altă colecție din România nu mai există vinuri atât de vechi. Experiența drumului vinului poate fi completată de o călătorie cu aer de epocă. Săgeata verde, vechiul tramvai electric ce asigura în secolul trecut legătura între Podgoria, Aradului și oraș, a fost restaurată atent și repusă cu grijă pe șine pentru a oferi turiștilor ambianța anilor 1900. Calea ferată Arad-Podgoria a fost prima linie electrificată din estul Europei și a opta din lume. Exploatarea s-a realizat cu automotoare Ganz S, Danubius și vagoane fabricate la uzinele Johann Weitzer din Arad. Săgeata verde și-a primit numele pentru performanța pe care o putea atinge, maxim de 40 de km pe oră. Săgeata verde a rezistat 80 de ani pe traseul Podgoriei până la 1 octombrie 1991, când și-a făcut călătoria de retragere între Ratna și Pâncota. Garnitura formată dintr-un automotor și un vagon remorcă restaurate în 1992-1995 după planurile originale, își are astăzi domiciliul în Muzeul Tramvaiului din localitatea Gheoroc. În depoul muzeu din inima Podgoriei Aradului, pasionații istoriei tehnicii pot admira și alte piese de material rulant care au circulat pe șinele din Arad în ultimul secol. Pentru vizitatorii interesați de trecutul acestor locuri, călătoria începe adânc în timp. Complexul muzeal Arad păstrează vestigiile preistoriei și antichității dacoromane descoperite în regiune, în timp ce numeroase locuri din municipiul și județul Arad păstrează situri și monumente care povestesc despre oamenii și evenimentele care au marcat ultimele două milenii. Regiunea Aradului a trăit din plin momentele majore ale istoriei acestei părți a Europei și a fost martora unor acte cu caracter politic și militar determinante pentru cursul vremurilor. Mărturiile se află aproape la fiecare pas, ilustrând confruntările evului mediu, revirimentul politic și cultural adus de secolul luminilor și revoluția de la 1848, care a marcat trezirea națiunilor europene. Mai departe, toate evenimentele majore ale secolului 20 au puternice repere pe plan local. Momentul de afirmare a Aradului în istoria națională a început în anul 1918 prin marile sale personalități politice care au conceput actul unirii Transilvaniei cu România. Circuitele turistice propuse vizitatorilor județului Arad oferă ocazia unor interesante incursiuni în toate paginile acestei bogate istorii. După descoperirea obiectivelor turistice din municipiu, Aradul le propune vizitatorilor săi să continue călătoria pe urmele istoriei regiunii într-un circuit al Văii Mureșului. Primul popas recomandat este la situl arheologic Mănăstirea Bizere, considerat de specialiști unul dintre cele mai interesante vestigii monastice medievale din Europa de răsărit. Continuând drumul pe malul stâng al Mureșului, se ajunge la Lipova. Istoria modernă a Lipovei este marcată de personalitatea marelui patriot bănățean Sever Bocu. Casa care i-a aparținut găstuiește acum muzeul orașului, care deține valoroase colecții de istorie, etnografie și artă românească și europeană. Peste Mureș se remarcă silueta cetății medievale Șoimoș, ridicată pe dealurile Ratnei. Gloria militară a cetății Șoimoș a apus de mult, iar astăzi excursioniștii urcă la zidurile ei pentru a admira panorama care se deschide deasupra Văii Mureșului. Traseul poate continua spre răsărit până în zona Săvârșin pentru a descoperi și alte obiective de interes turistic ce ilustrează istoria, spiritualitatea și tradițiile locuitorilor Văii Mureșului. La întoarcerea din acest circuit, pe drumul Național 7 la Păuliș, stă Monumentul Eroilor, un omagiu adus sacrificiului militarilor români din detașamentul Păuliș în timpul celui de-al doilea război mondial. Un alt traseu pe urmele istoriei pornește din municipiul Arad spre Țara Zărandului. Intrarea în vechiul ținut este vegheată de la înălțime de zidurile cetății Șiriei. Accesul la situl medieval se poate face pe un traseu turistic marcat care pornește din centrul localității Șiria. La poalele cetății, în parcul din centrul comunei Șiria, se află castelul Bohuș. Reședința a fost martorul unor momente dramatice ale Revoluției de la 1848, iar astăzi găzduiește muzeul memorial dedicat scriitorului Ioan Slavici și compozitorului Emil Monția. De la Șiria, incursiunea în istoria ținutului Zărandului continuă spre orașul Ineu, cu cetatea sa model al arhitecturii militare din epoca târzie a Renașterii, iar de la Ineu, călătoria poate continua spre nord-est, spre o altă cetate medievală, cea de la Desna. De aici până la Moneasa mai sunt doar 10 km,
kilometri, iar o vizită la stațiunea cu peste un secol de tradiție balneară este un mod plăcut de a încheia această incursiune prin istoria arădeană. Printre obiectivele de interes turistic pe care județul Arad le propune vizitatorilor se află și un număr mare de castele, majoritatea construite la începutul secolului XIX ca reședințe ale unor importante familii istorice, preluate de stat în perioada comunistă, neglijate sau grav deteriorate, o parte din aceste edificii au revenit la viață în ultimii ani, în cadrul unor activități socioturistice. Situată la confluența dintre civilizația apuseană și spațiul de influență bizantină, regiunea Aradului are o moștenire cultural-istorică în care se regăsesc tradițiile și spiritualitatea a numeroase etnii și confesiuni. Tabloul etnic și religios s-a diversificat pe parcursul secolelor sub influența contextelor sociopolitice europene. Acest specific este reprezentat de lăcașe de cult și așezăminte monastice care sunt astăzi o parte importantă a patrimoniului cultural și arhitectural arădean. Mănăstirea Hodoș-Bodrog este situată la aproximativ 15 km de municipiul Arad, în localitatea Bodrogul Nou, fiind unul dintre cele mai importante repere pe traseul bogat în obiective turistice care urmează cursul râului Mureș. Prima atestare documentară a acestei mănăstiri datează din anul 1177, iar istoria vieții monastice se împletește cu frumoase legende locale. Continuând drumul, la doar 20 de kilometri de vechea mănăstire de la Bodrog, în satul Munar se află un alt așezământ monastic secular datând din secolul XVI, cândva bine ascunsă de pădurea deasă ce ocupa lunca Mureșului. Mănăstirea Bezdin este una din puținele care păstrează tradițiile monahale ale ortodoxiei sârbe în România. Schitul Feredeu, fondat în secolul XVIII, este situat pe dealurile Șiriei la o altitudine de 427 de metri. Ascensiunea până la schit este o drumeție care pune la încercare rezistența vizitatorilor, fie că aleg drumul modernizat ce urcă din greu versantul abrupt, fie că urmăresc traseul marcat prin pădure. La aproximativ 30 de kilometri de municipiul Arad, pe drumul european E68, lângă orașul Lipova, se află Basilica și Mănăstirea Maria Radna, cel mai important loc de pelerinaj catolic din vestul României. Istoria seculară a mănăstirii și eleganta arhitectură barocă a basilicii înscriu Maria Radna între cele mai valoroase repere ale patrimoniului cultural arădean. Silueta neogotică a Bisericii Catolice din Vinga surprinde orice călător ce trece pe șoseaua națională care leagă Aradul de Timișoara. Edificiul este remarcabil nu doar prin arhitectura sa impresionantă, ci și prin tradiția comunității pe care o reprezintă. În comuna arădeană Vinga există una din cele mai mari comunități de etnie bulgară de la nord de Dunăre. O veche tradiție a comunităților din zona montană a județului Arad a fost construcția bisericuțelor din lemn. De-a lungul secolelor, multe din aceste lăcașuri au călătorit dintr-un loc în altul, fie împreună cu satele care și-au schimbat vetrele, fie au fost deruite altor comunități după ce a început construcția de biserici din zid. Fiecare din circuitele tematice propuse are de oferit și alte atracții turiștilor care vizitează județul Arad. Oferta turistică arădeană, cu câteva repere pe care le-am prezentat până acum, este completată de bogăția tradițiilor populare autentice și de calda ospitalitate a comunităților rurale care și-au păstrat nealterate valorile și modul de viață în armonie cu natura. Meșterii populari din Târnăvița și Bârsa păstrează vii în atelierele lor tradițiile olăritului și a transformării lemnului în unelte gospodărești, în timp ce mâinile pricepute ale femeilor din Șicula sau Almaș scot și astăzi din vechile războaie de țesut frumoasele motive florale specifice zonei. Bătrânele mori de apă construite pe pârâuri de munte continuă să macine grânele localnicilor în micile comunități din Brazii, Secaș, Iacobini sau Troaș, iar din fiecare gospodărie se simte mirosul îmbietor al pâinii tradiționale coapte pe vatră. Pe tot parcursul anului, vizitatorii au ocazia să descopere în județul Arad farmecul obiceiurilor străvechi legate de sărbători populare și religioase. În viața comunităților rurale tradiționale, strâns legată de ciclurile agricole, se păstrează obiceiuri de cinstire a roadelor pământului și de celebrare a unor momente importante din calendarul muncilor câmpului. În miezul verii, praznicurile de pită nouă la Pecica și Beliu, târgul de fete de pe Muntele Găina, marile nedei de la Tăcășele sau Hălmagiu sau toamna sărbătorile vinului în podgoria Aradului sunt mari sărbări populare pline de culoare și voie bună, care atrag nu numai localnicii, ci și numeroși turiști. Obiceiurile specifice sărbătorilor religioase au un farmec aparte în județul Arad, datorită diversității în etnii și confesiuni care își păstrează fiecare identitatea culturală și propriile tradiții.